Întotdeauna am avut avantaje, pentru că are și bine, sunt și bărbat bine și sunt și bun. Înțelegeți? Ca să fac o paranteză, suntem. Nu sunt nici frumos, nu sunt nici bun, suntem. Ceea ce ăștia talanții nu au așa ceva, n-au demnitate. Înțelegeți? Asta îi trebuie, le trebuie poliționului în România. Demnitate. De-aia spune eradicarea fricii într-un proiect mai amplu în cadrul proiectului de țară. Pentru că avem nevoie de nu de modele noi, de politicieni care înțeleg într-adevăr cum să se comporte normal. Nu trebuie schimbată clasa politică, trebuie schimbată atitudinea și să existe atitudine la politicieni.